bine v-am găsit! Domnul Ion, am aflat astăzi, prin intermediul cuiva, că sunteți omagiat și nu am ezitat să venim să vă facem ziua mai frumoasă. Vreau să vă întreb cum credeți, cine a venit pe inițiativă? Era soțul și la fac. Foarte repede, adică este foarte corect. Permiteți-mi să vă ofer această poartă. Și acest buchet, care este un buchet pentru bărbați. Și din partea soției și fiicei dumneavoastră aveți un mesaj de felicitare care sună astfel: cel mai bun bărbat al nostru, soț și tătic minunat. Chiar dacă suntem la mii de kilometri, să știi că mereu cu sufletul și inima suntem cu tine. La greu și bine, vom merge mereu cu tine. Dragul nostru, tătic, vrem să-ți mulțumim că existi în viața noastră. Te felicităm cu ocazia zilei de naștere, îți dorim să fii sănătos, norocos, puternic și tot ce-ți dorești să-ți aparțină. Vise realizate. Să crești profesional și să ai pace în suflet. Fie ca anii să-ți fie minunați și de neuitat. La mulți ani, iubitul nostru tătic, ești minunat. Ne este dor de tine, te iubim la infinit. Soția Eugenia și fiica Măduța. La fel, la mulți ani și din partea noastră și în continuare venim cu un mulți ani trăiască special pentru dumneavoastră. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, Domnul Ion să trăiască, la mulți ani trăiască, Domnul Ion să trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu multă sănătate, în continuare venim cu două melodii speciale pentru dumneavoastră, din partea celor care au organizat surpriza, deoarece sunteți un soț și un tătic minunat. Am visat frumos azi noapte, că eram tânăr de ani. N-aveam nicio grijă în spate și nici atâția dușmani. Dar cocoșii dimineața au cântat și m-au trezit. Doamne, cum mi-a trecut viața și-am îmbătrânit. Ce-am făcut cu viața mea, n-am știut să o prețuiesc. Să-mi dai, Doamne, te-aș ruga, încă o viață să trăiesc. Doamne, te mai face, aș ști ce am de făcut. I-aș da inimii ce-i place, tot ce n-am avut. La mulți ani încă o dată cu multă sănătate și în continuare venim cu a doua melodie. Tată, eu nu știu de ce nu te-au scris în cântece, mă. Tată, eu nu știu de ce nu te-au scris în cântece, mă. Ca pe măiculița mea, care viață dat-o mea, care viață dat-o mea, măi, tată. Tu ca dânsa ne iubești și ca ea îmbătrânești și ca ea
îmbătrânești atât. Rele în viață sunt de-ajuns, dacă pleci tu pleci pe-ascuns, mă. Rele în viață sunt de-ajuns, dacă pleci tu pleci pe-ascuns, mă. Mai e câte un păhăruț, dar nu ți-ai sărut, dar nu ți-ai sărut, tată. Uneori mai strici la noi, dar nu-mi lăflăm și voi, dar nu lăflăm și voi, mai tată. La mulți ani pe dată, cu multă sănătate și tot binele din lume să vă înconjoare. În continuare, dacă aveți un cuvânt de mulțumire pentru soția dumneavoastră și fiica dumneavoastră, vă rugăm frumos. Da, în primul rând îi mulțumesc soției pentru sacrificii făcute pe familia noastră. Mi-i dor de dânsele, de soției, de fetița Madalina. Îi mulțumesc foarte frumos pentru soție și sper curând ne revedem împreună și o familie unită. Tată, azi e ziua ta, mă-nchin în fața ta, că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare. Tată, azi e ziua ta, mă-nchin în fața ta, că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare.